De la suspendarea cursurilor și trecerea învățământului în sistem online, cadrele didactice s-au confruntat cu mai multe probleme, situații care nu au fost prevăzute înainte, de la lipsa aparaturii până la lipsa experienței în sistemul informatic. Cum s-au descurcat cadrele didactice în perioada pandemiei, aflăm de la Aurel Bogatu, președintele SLI Călăraș. În primăvara acestui an au fost suspendate cursurile din cauza pandemiei de coronavirus. Cum a fost afectat învățământul în această perioadă în care România s-a aflat în stare de urgență și stare de alertă, că nici în momentul de față nu sunt reluate cursurile? Așa este, aveți dreptate și este o întrebare tot cuprinzătoare care ne vizează nu numai pe noi sectorul din învățământ, ci întreaga societate. Am trăit o perioadă extrem de delicată, o perioadă pe care nu am mai întâlnit-o nici în societate, nici în sistemul de învățământ. Dacă vreți, acest virus, coronavirus, care ne-a afectat pe toți, a produs un scenariu apocaliptic. S-a răspândit în toată lumea. Foarte rapid se infectau oamenii, mai mult decât atât la noi, dar mai mult și în alte țări s-au produs numeroase decese. Oamenii erau speriați, aveau voie să circule numai o perioadă limitată. Cei care intrau în categoria de vârstă critică trebuiau să stea mai mulți ascunși în casă. Este firesc. Toate măsurile au fost binevenite, toate măsurile au fost ok, au fost cele mai corecte în perioada aceasta. Și protejarea populației. Sigur că da. Iar la noi, în învățământ, după o perioadă de o săptămână, când 11-12 martie, când s-a pronunțat asupra suspendării cursurilor, a venit acea perioadă de perioada de o lună de zile de urgență, de nu știu ce, situația foarte periculoasă, după care s-a repetat perioada de urgență încă o lună de zile, urmând cu perioada de alertă. În toată această perioadă ne-am întâlnit cu ceea ce nu mai avusesem niciodată parte, respectiv cu suspendarea cursurilor. În paranteză, fie spus, am mai avut cursuri suspendate în perioada viscolilor, iarna, dar maxim o săptămână. Pe o perioadă scurtă. Pe o perioadă scurtă. E, de data aceasta, fiind pe o perioadă lungă, s-a procedat la altfel de școală, respectiv școala online. Pe platforma Zoom, pe WhatsApp, pe Skype, pe SMS, fiecare cum în limita posibilității. Fiecare cum a putut. Dar problema cea mai gravă este faptul că foarte mulți copii, și subliniez foarte mulți, pentru că recensământul nu știu cât a fost de real în situația de criză, cum au putut cu toții să comunice. Copii care nu aveau mijloace tehnice, aparatură cu care să intre în contact, nu aveau tabletă, nu aveau calculator cu cameră, cu nu calculator aveau internet, cu, așa, nu aveau internet, sigur că da, toate aceste probleme veneau să pună piedici idei bune de a continua contactul cu școala al copiilor. Desigur, au fost copii interesați și copii mai puțin interesați. Din păcate, probabil, au fost și cadre didactice care mai mult sau mai puțin procedau la desfășurarea acestei lecții. Din informările pe care le am, este că toți s-au străduit să facă o legătură, să țină legătura cu copiii. Și așa cum spunea și doamna ministru și inspectorul școlar general, nu trebuia neapărat să predea, ci să fixeze acele cunoștințe pe care le acumulaseră până în acel moment. Cu teme, cu ajutor pentru rezolvarea acelor teme. Cea mai
delicată problemă este că dacă s-a făcut recensământ pentru copiii care nu aveau aparatură, același lucru nu s-a făcut și pentru profesori. Din păcate, există această posibilitate ca profesorii să nu aibă aparatura necesară. Din vari motive. Fie locuiesc într-un loc unde, făcând naveta, salariul fiind mic, necesitățile fiind mari, nu au reușit să-ți achiziționeze cel mai performant telefon, cea mai bună tabletă, eu știu, laptop cu cameră, video, cu sonor, cu microfon, cu... n-au avut posibilitatea. Au un calculator pe care desfășoară și programează și fac și ei temele sau planificările prin școlare, dar nu au aceste nu au această aparatură performantă. Ca atare, sindicatul nostru județean a propus pentru perioada aceasta, când copiii nu merg la școală și nu primesc acea bonificație, cornul și laptele, acel ajutor, banii care erau prevăzuți pentru cornul și laptele să fie utilizați, să fie folosiți pentru achiziționarea de aparatură, tablete, telefoane performante, care să fie date copiilor să le folosească pentru învățământul online. Și aici fac o paranteză să vă spun că există, după părerea specialiștilor, posibilitatea ca în perioada următoare a toamnei spre iarnă să apară valul 2 al acestei pandemii. Și ne trezim că suntem puși iar în situația de a desfășura învățământul online. Ca atare trebuie de acum luate toate măsurile pentru dotarea fiecărui copil cu aparatură care să-i permită participarea la învățământul online și de asemenea să se facă cursuri cu profesorii, e drept, unii mai tineri, alții mai în vârstă, care nu au capacitatea de a lucra în învățământul online. Să se facă un curs de instruire pentru desfășurarea activității online. Este foarte importantă. Deci, pe lângă dotarea cu aparatură, profesorii vor urma și aceste cursuri online. Sigur că da. Pentru profesori, pentru că ați adus aminte de acest lucru, pentru profesori s-a prevăzut un act normativ prin care, printre altele, era prevăzut li se acorda o sumă în valoare de 2 salarii minime pe economie pentru dezvoltare profesională. Uh-huh. Ei, cu această sumă de bani, profesorii să fie obligați să-și achiziționeze aparatură pentru desfășurarea învățământului online. În mod normal, de acea sumă își achiziționau cărți sau... Cărți, tot materiale specifice uh-huh. pentru dezvoltarea profesională, pentru perfecționarea profesorilor. Și pentru că am vorbit despre învățământul online, trebuie să vă spun legat de acest lucru că în toată această perioadă salariile profesorilor s-au acordat fără probleme. Însă există totuși o nemulțumire. Când au desfășurat orele, le-au desfășurat pe toate, pe cele din norma didactică, dar și cele care erau, le aveau profesori în plus la anumite clase. Pentru că sunt în afara normei, sunt situații când nu ai cui să dai orele, cine să facă orele și atunci cineva care are norma completă preia acele ore pe care le desfășoară în regim de plata cu ora. În toată perioada aceasta, colegii noștri au desfășurat activitatea din normă, dar nu puteau să-i lase pe acei copii care erau la clasele de la plata cu ora să-i lase de izbeliște. Și atunci au desfășurat și aceste ore. Dacă la început ministrul educației, guvernul, au anunțat că salariile vor fi primite în totalitate, în luna aprilie, în luna martie, acest lucru nu s-a întâmplat. Și deși au lucrat și cu acele clase de la plata cu ora, plata cu ora nu s-a mai achitat, nu s-a mai făcut. Nemulțumirea evidentă a colegilor noștri
dar reparată ulterior prin acordarea tuturor drepturilor în lunile aprilie, mai și iunie. Trebuie să spun că în această perioadă am întâlnit dificultăți pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, care erau împinși, prevăzuți a fi băgați în șomaj tehnic. Am demonstrat prin necesitatea prezenței lor la unitățile școlare, precum și programul de lucru al acestor categorii, că sunt obligatoriu, e obligatoriu să fie prezenți la școală. Și atunci, toate demersurile care s-au făcut atât la guvern și cât și la Ministerul Educației au dat roade și aceste categorii de personal nu au fost băgați în șomajul tehnic. Trebuie să spun că efortul este enorm la învățământul online. Pentru că în afară de pregătirea pe care o face profesorul pentru ore, pentru teme, pentru rezolvarea problemelor pe care le prezintă copiilor, apare și situația când copiii se prezintă sau nu se prezintă, intră mai târziu, intră mai devreme, întrerup firul lecției cu diferite întrebări, nu au astâmpări să stea permanent cu ochii în mai ales cei mici. Calculator. Sigur că da. Cei mici, cei mari motivează că n-am putut să intru, n-am putut să mă loghez, n-am putut să... Așa, și atunci... Pentru cei mari ar fi interesul, pentru că se apropie perioada de examinare și atunci... Dați-mi voie, într-adevăr, perioada de examinare pentru elevi din clasele terminale, da. Dar din celelalte, a 5-a, 6-a, 7-a, a 9-a, 10-a, 11-a, nu au examen imediat. Și atunci... Unii preferau să spună că n-am putut să mă loghez, n-am putut să intru, alții, nefiind părinții acasă, să-i stimuleze, să-i... Măi, stai acolo, măi, stai liniștit, uite, fă asta. Și uitați-vă că mi-am luat aminte. Părinții foarte, foarte multor copii au fost obligați să stea pe lângă ei. Da. Au făcut și ei școală în perioada... aceasta. Și nici absențe nu au putut să treacă în catalog. Nu, fără discuție. Și aici ajungem la o altă problemă pe care, înainte de a atinge punctul final cu evaluarea națională, cu examenele naționale și cu tot ceea ce, ce urmează a se desfășura la nivelul claselor terminale, trebuie să vă spun că prin ordonanța Ministerul Educației numărul 4249, la articolul 1, punctul 8, litera D, era prevăzut, și aici suntem total, total surprinși și eu știu nemulțumiți de această prevedere, care spune așa, citez: valorificarea activității online prin calificativ se face cu acordul părintelui. Pentru că știm că în 12 martie s-au suspendat cursurile, știm că unii copii aveau o notă în semestrul al doilea, o notă, două note sau nicio notă. S-au prevăzut diferite scenarii cu încheierea mediei cu o notă, cu încheierea cu două, cu încheierea mediei numai ca medie a primului semestru, mai multe scenarii, dar și cu acordarea unei note pentru activitatea online. Acest fapt de a cere acordul părinților, părintelui, pentru notarea activității online este un act de subminare a autorității profesorului și care ne pune într-o postură umilitoare. Noi știm că evaluarea trebuie făcută corect și în acest sens avem criterii și standarde de performanță care ne ghidează în acordarea notelor. La articolul 72, aliniatul 1 din Legea Educației Naționale, se prevede evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback-ul real al elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
voința unilaterală a părintelui de a fi de acord sau nu fi de acord. Ce competență are părintele să participe la acordarea acelei note? Legea educației nu-i permite acest lucru, să evalueze competențele academice ale copilului. Evident că este subiectiv, evident că nu poate, nu are cunoștințele, capacitatea, competența de a aprecia dacă fiul, fiica a avut prestații în, corespunzătoare în activitatea online. Ca atare, am protestat cu toții, toate organizațiile de sindicat din țară, prin adrese trimise la Ministerul Educației, pentru a scoate această prevedere legală din ordinul emis de minister, pentru că nu poate să ne aducă în stare: domnule, sunteți de acord, să-i dau, dacă un copil nu a participat, nu a răspuns, nu a făcut nimic, ce pot să-i dau? Atenție! Eu trebuie să îi evaluez, nu sunt obligat să-l trec clasa, să-i acord la disciplina respectivă, să-i acord notă de trecere. Dacă el nu răspunde, dacă el nu participă, dacă el nu rezolvă, părintele ce o să spună? Vă rog, dați un 5. Nu știu. Cum pot să-i dau? Aș cădea în derizoriu. Cum să-i dau dacă el nu a răspuns deloc? A fost deci, eliminată această prevedere? Era prevederea, nu eliminată. Vedeți, au lăsat în coadă de pește. Toți copiii vor promova, toți copiii. S-a lăsat de înțeles că, indiferent că ai avut media 3-4 pe primul semestru, iar pe asta nu ai participat, te convoc la desfășurarea unei activități face-to-face pentru o lucrare, pentru o testare, și dacă răspunzi bine, ok, o să treci. Nu este chiar așa. Nu ne batem joc de învățământul românesc. Așa cum s-a proiectat mai demult ca examenele naționale să fie desfășurate cu camere, să fie corectate nu în județul respectiv, să ducă fie duse așa, pentru o cât mai mare corectitudine, transparență, să nu dea naștere niciunei suspiciuni. Și acum la fel trebuie. Adică noi avem grijă despre de învățământul românesc. Pentru că ajungem în final la perioada de alertă, când s-a proiectat ca atât clasa 8-a cât și clasa 12-a, adică clasele terminale, să desfășoare o activitate face-to-face în școală cu măsurile corespunzătoare. Cu testări, cu dezinfectări, cu purtarea măștilor, cu purtarea mânușilor și așa mai departe. Atenție, de data aceasta li se acordă, nu să zic privilegiul, ca măsură de prevenire copiilor, dreptul și părinților care își vor da acordul, dreptul de a participa la aceste cursuri sau a nu participa. Ce se întâmplă în situația aceasta? Profesorii la o clasă cu 30 de elevi. Profesorii vin la ore. La ore, minim 2 ore la clasa 8, 3 ore la clasa 12. În clasă, maxim 10 copii. 30 de copii la clasa inițială, împărțit în 3, 3 grupe de 10. Profesorul participă la o clasă, la o grupă din asta de 10, 2 ore. Participă la cealaltă grupă, 2 ore. Participă la cealaltă grupă, 2 ore. Dar dintre acești copii și alți copii de la alte clase, pentru că profesorul are norma mai mare, profesorul trebuie să se ducă, deci face 6 ore aici, trebuie să se ducă să mai facă încă 4-6 ore acasă, online. Trebuie să alte ore să-și pregătească. Deci aici apare, dar situația este că profesorii și-au dat acordul să sprijine elevii pentru pentru examenele care urmează. Dar
efortul este foarte mare pentru profesori. Mai departe aș vrea să vă vorbesc despre examenele naționale. Știți că a fost o întreagă furtună în mass media, furtună la care au participat membrii Ministerului Educației, ai Guvernului, părinții, elevii, moderatorii de televiziune și, bineînțeles, partenerii de dialog social din sindicate, profesori. Părerile au fost împărțite, dovadă că și la pregătirea din perioada 2-12 iunie, lăsându-se la alegerea copiilor, părinții au spus, nu, eu nu îl trimit, domnule, pentru că mi-e teamă că se îmbolnăvește. Părinți medici, care au participat în prima linie a luptei contra virusului, nu le-au dat voie copiilor să participe la aceste ore de pregătire. Părerile au fost diverse, Asociația Elevilor, sindicatele, Ministerul, părinții. Categoric au fost două, s-au desprins două direcții. Una, teama că nu vor fi asigurate toate condițiile de prevenire a infectării cu virusul și doi, dreptul copiilor de a-și susține această activitate, de a-și finaliza acumulările din perioada 1-8 și din perioada 9-12 la liceu. Categoric sunt elevi care, în aceeași măsură, au dreptate unii să se prezinte, alții să nu se prezinte de teamă. Ministerul a ales această variantă de a se prezenta culoarea tuturor măsurilor. Vă dați seama că orice individ, ca să nu spun elev, ar scăpa după triajul epidemiologic de la poartă, după păstrarea distanței, după luarea temperaturii, după purtarea măștii, și aici mai fac o paranteză, este enorm de greu să porți masca timp de 2-3 ore, să nu o dai jos, cu mănușile mâini, să te ștergi de transpirație, să tragi masca, să iei o gură de aer, sunt afectate alți centri care probabil îl face un medic, spune mai clar, explică mai clar situația nu aceasta. Nu sunt oxigenați. Fără discuție, oxigenarea duce la scăderea nivelului capacității de a judeca, de concentrare și așa mai departe. Ca atare, dreptate deopotrivă au și unii care vor să dea examenul clasic și alții care nu vor. Dacă noi am consultat colegii noștri și în rândurile noastre ale profesorilor, părerile au fost împărțite. Aproximativ jumătate-jumătate au fost cu argumente. Cu argumente. Atât mă rog la bunul Dumnezeu să nu mi se întâmple vreun caz. Pentru că ar da totul peste cap. Sau să nu spun de acei copii care, din diferite motive, au temperatură în momentul testării. Când se duce la școală, fetele dintr-un anumit motiv, băieții cu emoții, toți deopotrivă cu emoții, îl doare măseaua, îi crește temperatura și atunci îl dau deoparte, nu participă la cursuri. Ok, se duce online. Dar dacă se întâmplă asta atunci când vine la examen, îl dau deoparte, dacă există posibilitatea cu un cadru, cu două cadre didactice care să-l supravegheze, să-l dea separat, dar se ferește și acei profesori
Pentru că sunt domni și păi și eu mă infectez, eu mă duc acasă, duc virusul în familie, am părinții în vârstă, ca să nu spun dacă și aici apreciez faptul că toți cei care au vârsta critică de peste 65 de ani au fost exceptați de a participa la examinare. Examene. Dar și ceilalți, pentru că au spus, domnule, eu nu vreau, nu poți, nu poți să-mi acorzi siguranța. Cu certitudine nu te vei îmbolnăvi. Și atunci au preferat mulți dintre profesori să facă pregătirea online. Mă întreb ce va fi la examene. Pentru că trebuie să-ți asumi acest risc de a participa. Chiar dacă există distanțare, chiar dacă există mască, chiar dacă există așa. Nu știi, Doamne ferește, nu vreau să fiu un... Totul ține de responsabilitatea fiecăruia, pentru că este foarte ușor să păcălești triajul, ținând cont că sunt fel de fel de medicamente care îți scad temperatura timp de 4 ore, timpul în care tu poți să mergi să susții examenul, apoi să pleci. Iată un aspect pe care nu l-am auzit în dezbaterile mass media. Că aceste medicamente scad temperatura și te poți prezenta ca și cum nu ai avea absolut nimic și tu să fii purtător. Doamne ferește, da, așa este. Dar ține de responsabilitatea fiecăruia. Încă o dată spun, fiecare ar trebui să fim responsabili și să ne gândim că trebuie să ne protejăm pe noi și pe ceilalți. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Acestea sunt problemele care ne-au frământat pe noi. Dar mai există una. Din toamnă, așa cum am spuneam mai înainte, se presupune că ar mai veni un val. Nu se știe ce va fi. Nu se știe ce va fi. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți. Vă întreb pe dumneavoastră dacă se va ajunge la concluzia că să participăm cu toate măsurile corespunzătoare la desfășurarea orelor în sistem tradițional. Ce ne facem? Și cine își asumă acest pentru risc? Că imediat își asumă, dar pentru că toate clasele la noi sunt de peste 26, 27, 30 de copii. Și este cum mai păstrăm acea distanțare socială? De ce nu vrea ministerul să promoveze un amendament la legea educației naționale prin care să reducă numărul de copii la clasă? Federația Sindicatelor Libere de Învățământ a propus acest amendament. Descăderea numărului de copii la clasă. Nu spun 10, dar să reduc la 15, 20 de copii la clasă, pe care să-i poți răspândi în clasă să nu fie atât de apropiați. Încă nu s-a luat o decizie în acest sens și așteptăm reacția Ministerului, gândirea cea de pe urmă a guvernanților referitoare la atât la paza pentru personalul și copiii care participă în sistemul de învățământ, da? Cât și la desfășurarea unei activități de calitate. Una este desfășurarea activitatea instructivă, educativă cu 30 de copii, 35 de copii și alta cu 15-20 de copii. Calitatea automat o să crească. Activitatea va fi mult mai intensă la clasele cu un număr redus de copii. Pe moment, cam acestea ar fi problemele. Dar trebuie să vă subliniez și problemele pe care le-am avut noi de natură sindicală. Iată că în perioada aceasta, Sindicatul Liber de Învățământ a venit cu niște măsuri, niște decizii care să-i sprijine pe membrii de sindicat, pe profesori, pe nedidactic și învățământ didactic auxiliar. Mă rog, cadre didactic auxiliar. Aceste măsuri s-au concretizat în acordarea unor tichete sociale pentru fiecare membru de sindicat, în asigurarea de viață prin care membrii noștri de sindicat, atunci când se îmbolnăvesc sau suferă diferite afecțiuni sau, Doamne ferește, orice s-ar întâmpla, se adresează cu un dosar de daune și primesc despăgubirile corespunzătoare. De asemenea, era preconizat, dar s-a reușit până la urmă ca
personalul didactic auxiliar și nedidactic să nu fie trecuți în șomaj tehnic, era preconizat acordarea unui bonus în valoare de 200 de lei pentru fiecare dintre membrii acestor categorii. De asemenea, pentru aceste categorii, pentru că noi acordăm și un ajutor social pentru membrii de sindicat, un împrumut fără dobândă, un ajutor pe care îl primește membrul de sindicat și pe care îl returnează ca să rezolve o problemă stringentă, când nu are unde să ducă să-și asigure suma pentru diferite necesități, vine la sindicat, cât ai nevoie? 20, 30 de milioane vechi, mă rog, 2.000, 3.000 de lei, poftim, pe care îi returnezi în 6 rate lunare. De așa manieră încât să fim cât mai aproape de membrii de sindicat, să fim în sprijinul lor. În această perioadă, dumneavoastră desfășurați mai multe activități. Ce se întâmplă, de exemplu, cu profesorul anului sau cu festivitatea pentru pensionari? Din păcate, în acest an, când toate au fost date peste cap, multe din ele nu se mai pot desfășura. Aveam în ordine profesorul anului în data de 5 iunie, cel acordat celor mai merituoși profesori. În anul acesta, mă rog, când trebuiau să se finalizeze olimpiadele școlare, când trebuiau să iasă la iveală performanța, munca lor, nu s-a mai putut desfășura. Am convenit cu doamna inspector școlar general ca să depășim acest lucru. Avem acesta era Oscarul care vă aparține denumirea festivității. Aveam ziua seniorilor pentru pensionari. De data aceasta trimitem tot, încărcăm conturile, cardurile colegilor care ies la pensie cu suma cuvenită pe care noi o acordam pentru această categorie de personal. Dar și nu se va mai organiza festivitatea? Anul acesta nu se mai organiza pentru că nu aveam cum. 2, 4, 6, 8, erau mai mulți, s-au apropiat, distanțarea, nu putem să o realizăm, nu avem cum. De asemenea, s-a sărit anul acesta pentru acea competiție devenită tradițională, Memorialul Câtul Lungu, pe care îl organizam în fiecare an în amintirea profesorilor care și-au pierdut viața într-o acțiune sindicală, Ion Câtu și Mircea Lungu, și n-am mai putut să o organizăm. Anul acesta, din păcate, într-adevăr, când se spunea că pandemia schimbă multe în viață și în activitatea noastră, într-adevăr, așa este, ne-a schimbat mult și încercăm cu toții să fim, să depășim aceste momente neplăcute și, în paranteză fie spus, am avut câteva cadetații care s-au îmbolnăvit au luat acest virus și, slavă Domnului, s-au făcut bine, au urmat tratamentul și sunt bine.